Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Am adormit copiii și ne-a luat frânghia și m-am suit în copac și am vrut să mă spânzur. La familie vorbesc, o veți cunoaște pe Natalia Badea din raionul Hâncești. S-a căsătorit la 15 ani cu un bărbat care a bătut-o și umilit-o, iar la 27 crește de una singură 4 copii. De ce atât de devreme te-ai căsătorit? Că eram mulți în familie, era greu. Pe parte vrem să scăp de acasă. De greutăți? Cum se descurcă acum cu 4 copii după ce soțul a părăsit-o? Aflați doar la Femeile Vorbesc. Bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului Femeile Vorbesc. De această dată am ajuns în raionul Hâncești, unde locuiește eroina noastră de astăzi. Este vorba despre Natalia Badea, care a trecut printr-un adevărat coșmar într-o căsnicie care a durat aproximativ 9 ani. Acum crește de una singură 4 copii. Să-i cunoaștem povestea. Natalia, vreau să te întreb, la ce vârstă te-ai căsătorit? La 15 ani. Soțul tău ce vârstă avea? 27. Pe tine, nu te-ai speria diferența asta de vârstă de 12 ani? Sincer să vă spun că nu. Dar cum ați făcut cunoștință? Am făcut cunoștință pentru o prietenă de mea. De aici, din sat? Da. Ea s-a întâlnit cu dânsurica. Eu fusesem la ziua ea, lui i-a plăcut de mine, la o săptămână de zile s-a despărțit de ea. Mi-a propus mie întâlniri, eu nu... am refuzat avansurile lui deodată. Eram la școală și nu-i trăgeam atenție, nu plășea de dânsul, că purta ochelari, că... în genul, nu-mi plășea de dânsul. Pe urmă am văzut că el îmi face avansuri așa, în permanență. El fost și prieten cu frații mei, a venit la noi acasă, a stat de vorbă cu frații mei. Eu înainte mă temeam să ies în genere, să mă întâlnesc cu un băiet, că la mine părinții erau severi. Și nu că erau, dar și sunt. Frații tot. Și dacă să mă întâlnesc cu cineva, mă temeam că ori să mă bată, ori ceva de genul. El, vorbind cu frații mei, și i-a spus că, uite, mie îmi place de sora voastră și vreau să-mi întemeiez o familie și vreau să mă întâlnesc cu dânsa, ei o vorghe cu mine. Fratele meu, nu știu, îți place să-i dau numele sau nu, vorghind cu mine și mi-a spus, uite, Natasha, că tu, băietul ăsta, se ține după tine și vreau să-mi întâlnesc cu tine, tu te stai și te gândești. Adică cumva frații tăi te-au convins pe tine ca să fii cu el împreună? Pe parte, nu că m-a convins, dar adică el îl bui mășe pe... Fratele tău? Da. A venit într-o zi, a fost la pescuit.
frații mei cu dânsul. Venind acasă, frații, odată, eu eram clasa 9, și eu a fost la pescuit, au adus pești acasă, mi l-a dat mie, eu l-am curățit, l-am spălat, am pus în prăjit, ei stăteau afară, serveau la o masă, cum, serveau băuturi spiritoase, cum să spune. Și eu le-am prăjit peștele și le-am făcut măliguț. Atunci, în ziua aceea, el ne-a propus întâlnire oficială. Adică de fața la părinți și la asta ea, că vrea să trăim. După aia, eu i-am dat o șansă, adică să ne întâlnim. Natalia, vreau să te întreb, tu aveai 15 ani. De ce atât de devreme te-ai căsătorit? Poate și situația grea. Din familie? Da. Dar cum te-a influențat situația din familie ca să te căsătorești? Că eram mulți în familie, era greu. Pe parte vrem să scăp de acasă. De greutăți? Dar erai un copil. Mama deodată nu a fost de acord că să mă căsătoresc eu. El a vorbit cu maica sa, o amăgit-o pe maica sa că eu sunt însărcinat, că să-mi dă voie că străim, că eu eram copilă. Și maica sa a sunat-o pe mama și i-a spus așa că dă-le voie să trăiască cu orice om are un suflet și orice pom are un, nu știu cum acolo, i-a spus lui mama. Și mama nu a avut încotro, ne-a dat voie că străim. Natalia, dar prin ce ți-a plăcut ții soțul tău? Cum era el? Cum se comporta cu tine? Deodată era liniștit. Era în permanență, întregea atenție. Cum venea, mă respecta. Îmi spunea în fiecare zi pe ușor. Ne trezeam dimineața, mă ocupa pe frunte. Care lucrurile astea pe minimum... Te-a cucerit, te-a atras. Lucrurile astea au fost pentru mine, au fost ceva care poate nici de la părinți nu le-am avut. Ele au fost de la părinți, da. Credeai că e cel mai ideal bărbat pentru tine? Da. La momentul acela credeam că e unicul pe pământ care a să trăiesc o viață fără probleme, fără nimic. După ce ați început să fiți împreună, unde ați început să locuiți? Aici, la casa mea părintească, am trăit un an de zile. Dar aici. De ce aici? Întrucât voi și așa erați mulți și trăiați greu. Pentru că tata lui era contra mea. Nu m-a vrut. Că el nu vrea noră din familie săracă. De el trăiește bine? E stărită familia lui? Da, familia lui e destul de ok, adică n-aș spune că duc lipsă ceva sau... Cum te-ai simțit tu când ai aflat că tata lui este împotriva ta, că tu te tragi dintr-o familie săracă? Tata lui a lucrat cu tatăl meu. Împreună? Da, a lucrat amândoi la oadă. Dar tu cum te-ai simțit când tatăl lui a zis că tu ești dintr-o familie săracă și nu vrea ca fiul lui să fie cu tine împreună? Te-ai simțit? Jignit, un fel... Jignitorul a fost? Da, pentru mine a fost un fel... ca când o ofensată din partea fostului meu socru. Chiar și când am rămas însărcinat, chiar cu adevărat. Eu am născut copilul, a fost... Mama a fost lângă mine când am născut copilul.
A fost fostul meu soț, că așa să-i spunem. Când am ieșit cu copilul din spital, fostul meu soț nici nu vrea să audă de copil. Dar la ce vârstă ai născut primul copil? 18. Intram în 19, adică... A fost un copil dorit? Foarte. Un copil, pot spun că, foarte mult așteptat. Fostul tău soț și-l dorea? Da. Zi-mi, te rog, dacă după nașterea primului copil, cumva s-a schimbat relația voastră, el s-a schimbat față de tine sau nu? După prima naștere, parcă era mai rece, adică față de mine. Mai mult trăgea atenție la prieteni, se ducea cu prietenii, venea acasă, în stare de ebrietate, făcea probleme. Am rămas însărcinată cu a doilea copil după primul, însă la diferență de 11 luni. Copiii mei așa am rămas însărcinată cu a doilea copil. Adică tu ce vârstă aveai atunci? Dacă diferență? 19-20? Undeva la 20 de ani. Am rămas gravidă cu a doilea copil, el într-o... totul venind în stare de prietate, a ridicat palma la mine, m-a pălit, am căzut cu burta de divan, că noi atunci trăiam la casa surorii lui, noi ne-am mutat la casa surorii lui, m-am pălit cu burta de pat, la mine era cu risc de pierdere, am chemat salvarea, m-am dus la spital și am stat în spital. Pe mine mă sunând, eu cum stăteam în spital, mă sunam fostul vecin, nu-i dau numele, mă suna și mi-a spus, Natasha, uite, unde ești? Zic, eu sunt la spital. Zic, Natasha, dă și la voi acasă, și cu durdomul și ala la voi acasă, și cu muzica și la voi acasă, și cu răcnetul și ala de femei la voi acasă. Zic, cum asta e? Eu atunci am fugit din spital, că era domnul Leonid, medicul, fugind din spital. Am venit acasă, am luat taxiul, neavând bani, am sunat-o pe mama, mamă, dă-mi, te rog, bani, să plătesc taxiul. La spital nu vrea să deschidă ușa, am sărit pe geam și am venit acasă. Când vin acasă, el stătea în casă cu două fete și mai erau încă niște persoane, că nu le dau numele la persoanele cele, că sunt surate și nu vreau să le fac probleme în familie. Și se distrau? Da. În timpul ce erai în spital? În timpul ce eram în spital și eram cu copchii, cu copchilul în stare că putem să-l nasc prematur, el stătea și chefuia acasă. Natalia, înțeleg corect, tu în timp ce erai însărcinat, el te-a bătut? Da. Tu în a câta lună erai când ai ajuns la spital din cauza lui? A șaptea sau a opta lună. Zi-mi, te rog, el permanent te bătea pe tine sau doar când era beat? Nu s-a întâmplat chiar și când era treaz. Dar el, pe lângă faptul că te lovea cu pumnii, cu palmele, te lovea și cu picioarele sau lua ceva în mână să te lovească sau nu? Odată, da. Este un fel de ugolnic care l-a prilit. Uh-huh. Atunci am bătut cu ugolnic și ala. Dar pe el e de fier. Da. Și am fost cu mâna în gips. Am stat undeva la vreo două luni cu mâna în gips. Nu vinem nici la mama. Mama mă suna, vină, fa așa, de nepoții să-i văd. Natalia, tu te-ai căsătorit la 15 ani. Vreau să te întreb dacă la școală ai mers. Da. Câte clase ai absolvit? 9. Gimnaziu ai făcut, da? Da. Și am făcut două specialități. Școală profesională? Da. De brutar și de croitor. Deja erai căsătorită când ai învățat specialitățile? Da. Și ai activat pe specialitate? Nu. De ce?
rămas însărcinată și nu am putut. Dar la școală? A apărut primul copil, pe urmă a doilea și... La școală cum învățai? N-aș spune că bine, dar nici foarte rău. Adică nu chiar. Învățam așa, după putință. Dar tu nu ți-ai dorit să mergi la un colegiu, la universitate? Am dorit, dar dacă părinții nu au avut bani, am vrut să învăț de gene, de unghii, de coafioră, frizură. Nu au avut părinții bani, că cursurile îți plătesc, nu sunt gratis. Dar la universitate nu ți-ai dorit să mergi, să ajungi? Am vrut, dar dacă nu a fost, am vrut la medicină. Mi-a plăcut medic. Tu spuneai că ai două specialități. Tu acum nu activezi? Nu. Stai acasă? Nu. Adică întreții copiii? Da. Nu pot să activez, că copiii trebuie să aibă cineva grijă de bani și trebuie duși la școală, Dacă să activez, trebuie de dimineață până seara. La brutar trebuie și în schimburi de noapte. Dar în schimburi de noapte n-ai cu cine lăsa copiii. E bine, îi leși cu părinții, dar ei sunt în vârstă să... Și lucrul ăsta e tot cum m-a afectat, adică m-a ținut pe loc. Tu cât timp ai fost cu fostul soț împreună? Câți ani ați trăit? 6 ani am trăit oficial și neoficial am trăit 3. În toți acești 9 ani, el ce a lucrat? El a fost la Rusia, lucra cu stroică la Rusia, pe urmă a lucrat la Cehia, pe urmă a fost la Italia. Aducea bani în familie? Pe unii pierdea, pe unii aducea, că nu a fost în permanență să nu aducă bani. O adus, nu spun că nu, a adus bani acasă, dar... Da, voi din ce trăiați, din ce bani trăiați? În ultimul timp, când noi cu dânsul ne-am despărțit, din alocația la copil. Și din ce și mai trimiteam însă colete acasă. Până asta ea. Mama ne ajuta. Vineam la mama, unde te sunt și le pline producție. Ne duceam acasă, pe bucat de timp aveam cu șefa și atât. Dar părinții tăi cât de des îți spuneau că Natalia, tu ai 15 ani, e de vreme să te căsătorești. De foarte multe ori. Natalia, dacă ai întoarce timpul înapoi, te-ai căsătorit la 15 ani sau nu? Nu. Practic, să vă spun, nu m-aș căsători deloc. De ce? Mi-am pierdut încrederea în bărbați, una. Și n-aș mai vrea să mai trec ce și soarta care o am acum. Chiar dacă copilul a apărut pe pământ, eu nu mă căiesc de chestia asta aia cu a apărut. Un singur lucru de care mă căiesc, că nu am și să le ofer. Nu am un venit financiar foarte bun să le ofer tot. Mi-a câteodată acasă țapă în debat, mă băte. Am adormit copchii și ne-a luat frânghia și m-am suit în copac și am vrut să mă spânzur. Atunci a venit-o cu mătră de-a mea și ne-o tăie frânghia. Sunt înșipt cu cuțitul de dânsul în umăr. Atunci au vrut să mă taie. Eram cu băiatul în mână. El a fost cu mâna în gips. Văd că băiatul îmi vinea acasă și am povestit, mam, tata e ca așa cu mâna și mă pălea în cap. Au fost zile când, din păcate, nu ai avut ce să le pui copiilor pe masă? Au fost. De ce, Natalia, femeile rabdă atât de mult? Poate că iubesc. Ce mâncați voi, Natalia? De ce și ne ajunge? Bani. Ție, nu ți este fric că băieții tăi ar putea să repete greșelile pe care le-a făcut soțul tău? Hey!
Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el alt îți duce în partea și el alt. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cumoriștile este atâlei. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și eroi bărbat din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când ați împlinit și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Da și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta. De a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Як произошло? Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Ieși la uliță, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Трелей класса для моего мам. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin
și ce noutăți vom avea? Anul ăsta avem acoperite aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș, fără îndoială, este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile, Valorile, duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Post Scriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Post Scriptum în fiecare joi și vineri după știri. În curând, în casele voastre, la Jurnal TV. У него самая высокая раскрываемость в управлении Шевченковского района. Urmăriți seriale de succes produse în Ucraina. Cunoașteți operele regizorilor consacrați din țara vecină și prindeți gustul producțiilor de calitate. Scenarii puternice despre curaj. Cărivător. Istorie, drame și emoții sincere. Разбила жизнь одному моему сыну, а второго заставила жить во лжи. Это мои дети. Олег в курсе, что это наши родители? Не может быть. Женщина моя мать. Я твоя мать. Într-o nouă grilă lansată în semn de susținere a poporului ucrainean. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас ушел из этого дома. Ты не это еще. Seriale produse în Ucraina. Din toamnă la Jurnal TV. La familie vorbesc, o veți cunoaște pe Natalia Badea din raionul Hâncești. S-a căsătorit la 15 ani cu un bărbat care a bătut-o și umilit-o, iar la 27 crește de una singură 4 copii. Pe tine nu te speria diferența asta de vârstă de 12 ani? Sincer să vă spun că... Dar cum ați făcut cunoștință? Am făcut cunoștință pentru o prietenă de mea. Tu aveai 15 ani. De ce atât de devreme te-ai căsătorit? Poate și situația grea. Din familie? Da. Că eram mulți în familie, era greu. În parte vrem să scăp de acasă. De greutăți? Tata lui era contra mea. Nu m-a vrut. Că el nu vrea noră din familie săracă. Când vin acasă, el stătea în casă cu două fete. Și mai erau încă niște persoane, că nu le dau numele la persoanele cele, că sunt surate. Este un fel de ugolnic care l-a prilită. Uh-huh. Atunci am bătut cu ugolnic șala. Dar pe el e de fier. Da, și am fost cu mâna în gips. Fostul tău soț a început să fie agresiv după a doua naștere, da? Da. Tu îmi povestești ce aici îmi povestești. Te-o bătut, te-o lovit cu cuțitul odată în tine. Da. Te numea urât. Da. Tu toate faptele astea le iertai. Da. De ce? Pentru că mi-era frică că să rămân singurică, din singurătate. A doua, pentru că la copiii le trebuie tată. Dacă să mă despărțesc de dânsii, de dânsul, copiii să suferi. Permanent spunem copiii în prim plan. Că copiii să suferi, copiii trebuie tată, copiii... Dar tu nu te-ai gândit că dacă plecai de la el copiilor, le era mult mai bine să nu vadă violența asta, să nu vadă strigătul ăsta, să nu-l vadă pe taică s-o beat. Tu nu te-ai gândit la asta? Păi m-a gândit, dar dacă să plec, știind că la casa părintească e foarte greu, adică nici tu condiții, nici tu nică. Răbdai? Răbdam pentru că neavând unde să mă duc. De ce ai hotărât să mergi și la nașterea la al treilea copil, în condițiile în care el
El era așa cum este. El te bătea, te fugărea. Păi de noi eram despărțiți când fata a apărut pe lume. Ne-am despărțit. Pe urmă ne-am împăcat iarăși ne-am despărțit, s-a băgat taică-s-o. Că lui nu-i trebuie, că... Eu a spus că copiii nu s-a lui ea și-a făcut ADN-ul. Eu sunt ADN-urile făcute. Da, dar întrebarea mea este, Natalia, în condițiile în care el se comporta urât cu tine, de ce ai mers la nașterea al treilea copil? Poate având frica de Dumnezeu, că să avortez e foarte păcat. Una, poate că prea mult mi-am dorit și o fată, când știind că e fată și asta ea. Dar copiii, aș spune că copiii n-au nicio vină. Chiar dacă copilul a apărut pe pământ, eu nu mă căiesc de chestia asta aia că a apărut. Un singur lucru de care mă căiesc, că nu am și să le ofer. Nu am un venit financiar foarte bun să le ofer tot. Și își doresc copiii. Ca alți copii, că ei vin de la graniță și îmi spun: mamă, uite, Mateu are de așa, dar tu când ai să-mi cumperi? Mamă, uite, băietul ăla are așa, dar tu când ai să-mi cumperi? Și la mine chestia asta e ca când am o cheatră pe suflet și nu pot să o dau de pe suflet jos. Ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, tu vorbeai la început de trei copii, însă acum ai patru copii. Al patrulea copil, de unde este? Al patrulea copil este de la o persoană care am fost împreună. După ce ai divorțat de primul soț, te-ai recăsătorit sau ai fost cu cineva împreună? Am trăit împreună. Uh-huh. În momentele astea, când soțul te bătea, la părinți nu puteai să vii. Da. Ai avut gânduri când nu mai vroiai să fii în viață? Da. De multe ori. Odată el nu fusese acasă. Fusese storoș la un mort la pomă. Stătea cu săptămânile acolo, nu venea acasă. Venea câteodată acasă, țapa ne bat, mă băte. Am adormit cu ochii și ne-am luat frânghia și m-am suit în copac și am vrut să mă spânzur. Atunci a venit-o cu mătră de-a mea și ne-a tăiat frânghia. Dar tu nu erai conștientă că, da, tu nu o să fii, dar lași în urma ta copiii, nimănui. Asta nu este o soluție, Natalia. Nu este o rezolvare, adică de problemele e nevoie să le rezolvi, nu să fugi de el. De multe ori venea el acasă. Du-te și taie răț, vine cu drujii, du-te și taie răț și amuiele psânjaun și le-ai fript și ne le-ai adus în garaj. Și te duci și ai scos jin și ne aduci și îmi pui pe masă. Și îi zici, tu nu te gândești că trebuie la copiii tăi, nu îți hrănești drujii. Și el îmi spune, și noi nu ne-ai înțeles? De multe ori m-am pus așa în gură cu dânsul, încât odată m-a bătut într așa tare, încât nu ni se vede ochiul. Dar care a fost cel mai groaznic moment, Natalia, când te-a bătut pe tine? Iar ca momentul ăsta când m-a bătut, când cu drujii, când... Dar nu a luat niciodată, nu știu, o cuțit sau ceva să arunci în tine sau...? Sunt înșept cu cuțitul de dânsul în umăr. Dar cum s-a întâmplat asta? Totodată era în stare de ebrietate. Am și semnul. Pot să-l arăt. Este semnul, uite aici. Ia că aici. Se vadă bine. Nu aici, aici e vaccinul, dar mai jos este semnul.
spune el, m-a înșept cuțitul. Atunci au vrut să mă taie. Eram cu băiatul în mână. Natalia, dar care erau motivele? De la ce el începea să strige la tine stibată? Care erau motivele? El era rău și în ultimul timp cu mine, chiar ori că avea pe altcineva, ori nu știu, ori că influența părinții lui deja se băgau prea mult. Natalia, că soțul tău te bătea, asta am înțeles, dar vreau să te întreb dacă pe copii îi bătea. Odată l-a scăpat pe băiat cel mai mare de pe prag, dar de bătut înainte nu. Am o coașă în început să-l bată. Pe băiatul cel mai mare? Da. Dar cum îl bătea? A fost la desoacră și când ceva, adică copilul... Și apă în permanență îl bătea, el a fost cu mâna în gips. Văz că băiatul îmi vine acasă și am povestit, mam, tata e ca așa cu mâna și mă pălea în cap. Cu mâna, cu gipsul. Natalia, tu acum ai 4 copii, ce vârste au ei? Cel mai mare împlinește 9 ani, a doilea 7, fata are 4 ani și aici mic 2. Ce înseamnă copiii tăi pentru tine? Aerul, în primul rând. Copiii sunt aerul meu. Copiii sunt ajutorul meu, copiii pentru mine sunt aurul meu și viața mea. Ce le spune oamenilor care ne privesc acum și probabil unii o să te judici că la sărăcie pe care o ai tu, de ce ai făcut atâți copii, 4 copii, ce le spune acestor oameni? În primul rând să nu mă judice, pentru că în primul rând trebuie să ai frică de Dumnezeu. Că dacă ai frică de Dumnezeu, nu te duci, chiar dacă Dumnezeu îți dă copii, te binecuvintează cu copii, nu ți-i dă, adică să-ți bat joc de dânșii, că acum alții îi fac și îi lasă în voia sorții, ori prin internate, ori prin spitale. Eu i-am făcut, eu știind la ce și merg, eu i-am făcut pentru mine ajutor, în primul rând, și în primul rând că noi îmbrătrânii să aibă cineva să-mi dă o cănuță de apă sau... Și într-a doilea rând copiii sunt comoara mea. Ei sunt tot pentru mine. Ei sunt ochii mei, ei sunt aerul meu, ei sunt inima mea. Ei sunt tot pentru mine. Cât de greu este unei mame când neputincioasă se uită în ochii copiilor și poate nu are ce să le pună pe masă, poate nu are cu ce să îi îmbrace. Cât de greu este unei mame? Foarte greu chestia asta când ei îți spun că mamă, noi vrem, de exemplu, să mâncăm cârnat sau ceva de genul ăsta ia, și eu le spun, mami, uite, nu am bani de asta, ia, luăm și facem ceva ce avem. Și apoi, așa mai mic de la doilea, când ne ducem la magazin, îi spune lui băiețul, mamă, e înflint, mamă, e înșeie, dar Serioara îi spune, băi, nu am uia, că mama nu are bani, mama când are bani, asta nu iei. Natalia, dar au fost zile când, din păcate, nu ai avut ce să le pui copiilor pe masă? Au fost că am avut puțină producție, am făcut numai pentru dânșii și-au mâncat, eu m-am culcat de multe ori flămând. Foarte multe ori. Și când copiii plâng și cer mâncare, dar tu nu ai ce faci? Vin și mă jălui la mama și mama îmi dă din banii ei așa și are. Se duce la magazin, e pe datorii și de să le fac. Da, copiii tăi cât de des au
au văzut, au fost martori când soțul, fostul soț, te bătea. Crezi și acum ți-l minte? Cel mare? Da, de multe ori. Și a doilea tot ți-l minte. Fetița nu, era micuț. Fata era mică. Nu ți-l minte. Așa ceva... Ei nu plângeau, nu încercau să se vină lângă tine să... când te bătea soțul? Cum reacționau mai, ei? Cel mai mare vinea lângă mine și în permanență spunea în fața mea și tata nu bate mama. Dar tu îți dai seama că după cele văzute de copii le-au rămas o traumă? Da. Natalia, dar tu le-ai explicat vreodată copiilor ei, acum sunt mărișori, le-ai explicat faptul cum se comporta tatăl lor cu tine? Da, ei știu, dar tu le-ai explicat cu ce se întâmplă atunci? Nu te-ai întrebat niciodată de ce tata... M-a întrebat, dar eu nu vreau ca de ca copiii să-i traumeze mai tare. Să-i traumeze încă și mai tare, adică să știu ei drept... Ție nu ți-este frică că băieții tăi ar putea să repete greșelile pe care le-a făcut soțul tău, fostul soț? Nu. Pentru că ei de acum de mici îmi spun mie, că mama, eu când a cresc mare și o să mă însor, eu niciodată nu o să-mi bat femeia. Cum ai hotărât tu să divorțați, să pleci de la el? El m-a lăsat acolo la casa lui sora lui ea. El s-a făcut geanta și s-a mutat la taică-su. După asta, ea la o săptămână de zile mă sună, hai să dăm la divorț. L-am întrebat motivul din care și el a zis că așa am hotărât eu. El trebuie să pleci peste hotare, eu nu-i dădeam voie. Dar tu, în gândul tău, în capul tău, nu te gândeai că, băi, există un motiv, de ce s-a schimbat el așa de tare? Poate a apărut cineva sau nu știai despre asta? Eu am dat mesajul ăla în telefon și sunete au fost pe la 2-3 de noapte la dânsul în telefon. El, când dormea în stare de veritate, îl suna în permanență o fată. Și odată am răspuns eu la telefon și i-am spus că tu mulți nu ai străiești cu dânsul. Și i-am zis, dar tu știi cine sunt eu? Zic că da. Eu știu că tu ești femeie sau el s-a jăluit pe tine că tu nu ești bună de nică. Tu n-ai lăsat de să faci. Și lui a zis, ceva mai gine cu mine. Tu i-ai zis lui? Eu i-am spus lui, l-am întrebat și el face că tu ești bolnav, tu trebuie dus la Costejoi. De ce, Natalia, femeile rabdă atât de mult? Poate că iubesc. Da, pe lângă faptul că tu, cu copiii, cu patru copii, trăiești în casa părinților, cine mai trăiește aici cu tine? Părinții și frații, dar în camerele astea. Dar ei acum sunt mutați. Numai eu cu părinții și cu copii. Cât de greu vă este? Foarte. Foarte greu. Voi vă întrețineți din ajutorul tău social și pensia părinților, da? Cât? Da. Mă rog, pensia părinților merge la ei. Mai mult pentru dânșe, pentru că mama e la pastile. În permanență. Tata tot. Și mai mult pentru dânșii.
pensia lor. Ce își primesc eu, trebuie de achitat grădiniță. Tu achizi grădiniță? Da. Dar ești mamă singuratică. Știu, dar... Cu soțul tău ești divorțată, nu? Da. Păi în condițiile astea nu ar trebui să... Păi am fost la primar, am scris cerere și au zis că unii ai văzut așa ceva. Ce mâncați voi, Natalia? Ce și ne ajunge. Bani. Oamenii vă ajută? Sunt unii oameni care cu inimă și ne mai ajută. Știu că nu de mult te-a vizitat fostul tău soț. Da. Ce a căutat la tine? O vrut să iei băiatul cel mai mare, că să-l iei la dânsul. Și cum ți-a comportat cu tine, cu băiatul? O vrut să-l iei cu forță băiatul, băiatul nu a vrut să ducă la dânsul. L-a plesnit pe dânsul, eu m-am luptat cu dânsul, am chemat 112, este sesizare la poliție. Pe numele lui ea, că a fost agresat băietul, am fost scos la expertiza medico-legală. Și acum așteptam ca să mergem pe judecat. Da, cum l-a lovit? Cu... cu palma. Cu palma, da, pe tine? Tot. El te ajută, Natalia? Nu. Tu acum ce vârstă ai? 27. Mulți înainte. Mulțumesc. Și multă sănătate. Tu la 27 de ani ai 4 copii. Cum îți vezi tu viitorul tău? Nu știu. Alături de copii mă sunt mult mai fericită și văd mult mai colorată viața. Dacă tu stai la părinți. Am bani să ne iau o casă. Tu acum ai trecut prin multe. Acum tu îmi vinovățești pe cineva că viața ta este așa sau... Nu e vinovat nimeni de soarta care am avut-o eu. Sunt vinovată doar eu. Pentru că eu am ales. Eu nu trebuie să fiu cu dâns. Am avut posibilitate după ce am terminat clasa 9 să mă duc peste o tare, a refuzat. Dar tu acum recunoști, îți dai seama că ai greșit cât de căsătorit la 15 ani? Acum da. De multe ori îi spun mama mai degrabă, mă chelfăneai atunci. Când eu stăteam și... Răcâneam la Natalia că vreau să mă mărit și n-aveam răbdare mai repede să mă duc de acasă, mai degrabă atunci mă chelfăneai ghine și între ce dorul de măritat. Cum ai putea tu să-ți schimbi viața ta? M-am gândit. Doar numai să-mi crească copiii mari, că... să mă duc peste hotare. Dar nu, acum nu pot, că ei sunt foarte mici. Să mă duc peste hotare, să le fac un venit, să le fac un viitor mult mai bun ca cum al au. Atât pentru astăzi, cu voi a fost Adrian Prodan la Femeile Vorbesc, ne revedem duminica viitoare la aceeași oră. Aveți grijă de voi și de cei dragi.